Salutare și bine v-am regăsit, sunt Gino, iar astăzi ne vom juca din nou Daisy. Ei bine, am găsit banditul din Electro. Se află pe spital în momentul de față. Și eu am fost atacat de o hardă de zombie în momentul în care am încercat să trag în el. Așa că urmează distracția banditul. Cum am mai spus, el se află pe spital. Și dacă mă poziționez aici, am trebuit să fiu capabil să trag în ea. Ia să vedem. Sniper sense. Și ne uităm după bandit. Uitați-l chiar aici. Da. Chiar acolo se află. Sunt curios de lucru. Dacă pot să găsesc o zonă mai înaltă. Nu pot să găsesc o zonă mai înaltă. Hai să vedem ce ai de gând să-ți facă. Eu am de gând să stau să-l păzesc. Asta este planul meu. Deocamdată. Încă-l văd. Pe nemernic. Sunt cu ochii pe el. Chiar sunt curios ce să fac. Ia să vedem. Tipul ăla nu știe unde sunt. Dar zombie s-ar putea să fie aflat. Uite și mănânc ceva să mai refacă puțin sângele. Și să încerc totuși să stau cât mai invizibil pentru zombie. Nevoie și de niște penchilare. Penchilare. Ce să fug? Bun, fugi tane. Tipul ăla o duce destul de prost, dar și noi o ducem la fel de prost. Aproape. Și foarte nasol pentru mine este că dacă tipul ăla apucă să tragă în mine, ăla am fost. Pentru că are un LMG, cred că este un L85. Sunt curios dacă de aici aș putea să scap de acest zombie. Nu cred. Am scăpat de el.
și poate... Opa! În continuare, zombii sunt formele mele. Să-i frec în cazul ăsta. Am pe bune. Nu mă mai vede? Nu, ce noroc, ce-o. Dar acum mi se mișcă ținta. Urăsc când pătesc chestia. N-am și nimic care să mă stabilizeze. Și de am și alergat. S-au adăugat destul de multe chestii. Dar cred că banditul încă este aici. Cred. Nu știu sigur, din cauza că am fugit de zombie. Perioada destul de îndelungat. Dar încerc să mă reîntorc poziția asta. Să vedem. Aș prefera totuși o poziție mai bine apărată. Mai bine camuflată. Să zic că aici e un loc perfect. Nu știu dacă să mai văd spitalul, mă îndoiesc. O să-l mai văd. Dar totuși. Trebuie să-mi iau niște măsuri mai bune de precauție. Ne vom întoarce un pic și pe de acolo. De curând. Îl va aștepta pe bandit să-l vească din nou. De când ai ajuns de prost. A, dar mă, destul de bun, de el e prost. Nu știu ce fel de prost, ce prost de pute. Vedem. Ceva acolo la școală e în neregulă. Are ca un zombie spre ea. Tocmai din cauza asta intenționez să mă bag într-o fiș. Pentru că văd mai mult și sunt mai greu văzut. Până acum ca tot o să fie ok. Nu mai e. Ba da, uite, e tipul ăsta. Deci pare că l-am omorât pe bandit. Tipul ăsta e începător.
Ok, a apărut un nou bandit. Ok, deci misiune îndeplinită, l-am omorât pe banditul care omora oameni nevinovați în Electro. Sper că v-a plăcut clipul, nu uitați, like, comment, subscribe și fiți buni, fiți băieți buni, pentru că n-aveți niciodată nimic de pierdut. Uitați, eu am fost un tip ok și l-am răzbunat pe tipul pe care îl chema Action Bronson. Era un tip cu nume așa chinezesc care îl tot omora și omora oamenii din Electro. Așa că am venit, i-am omorât cu pușca cu lunetă și am scăpat. Plus că a scăpat și el și și-a luat echipamentul înapoi. Oricum, vă doresc o zi cât mai bună. Bye bye!